Daily vlog ziua a patra din Seul. Azi am avut niște activități foarte ciudate și interesante în același timp. Anyway, am început să mă pregătesc. Uitați-vă ce bine mi-arată pielea aici în Asia. Nu știu ce se întâmplă. Fit check, azi ne-am asortat. Am plecat spre metrou. Este singurul mijloc de transport cu care ne deplasăm pe aici, fiindcă e foarte ieftin. Am găsit eu o cafenea pe TikTok unde poți să-ți scrii o scrisoare către tine din viitor sau către o persoană dragă și ei îți vor trimite scrisoarea în decursul anului 2025. Evident, alegi data, noi am ales aniversarea noastră de 2 ani. Mi s-a părut super drăguță ideea și neapărat să veniți aici dacă aveți ocazia. Apoi, ca niște turiști adevărați, am fost la Gyeongbokgung Palace, nu cred că pronunț bine. A fost o zi atât de caldă, azi erau 22 de grade, dar se simțea ca 30. După palat am fost la Hanok Village, am zis că dacă toți suntem lângă, de ce nu? Și-am găsit eu tot așa pe TikTok un restaurant. Era coadă, ne-am pus pe lista de așteptare, anyway. Măi, și ne-au adus oamenii ăștia ingredientele și aparent trebuia să-ți gătești tu singur mâncarea. Nu cred că m-am uitat la TikTok-ul ăla foarte atentă, mi s-a părut drăguță locația. A fost așa un DIY project. Pe seară ne-am făcut bagajele, fiindcă mâine plecăm în Tokyo.